Pandemia de COVID-19 rămâne un subiect controversat și pentru oamenii de la sat. În timp ce unii ani de râdere situația și nu poartă masca de protecție conspirațiilor de pe internet, alții sunt speriați, iar teama de boală le-a schimbat toate tabieturile. În timp ce în unele sate mehedințene oamenii parcă au conștientizat pericolul, de cealaltă parte sunt cei care spun că totul este fals și că teama de spital este mai mare decât cea de COVID. E fals. False, crede-mă, că dacă ele așa murea, ne omoară doctorii. Dacă aș fi, eu nu m-aș duce la spital. Nu m-aș duce deloc că ne omoară. Cu zile ne omoară. Alt domn ne povestește că la el în familie a avut parte de o tragedie din cauza COVID-ului și îi este teamă. Însă a auzit că într-un sat vecin nicio persoană de acolo nu poartă mască din cauza unor zvonuri de pe net. Acum o săptămână a murit un jinere de-al meu din cauza asta, de la Broșteni. Și a fost la Severin și l-a dat la Orșu, la Orșu a murit acolo. L-am mormântat sâmbătă acum, de 47 de ani. N-au ce să mai fac. Asta e. Oamenii din zona ce? Vedeți, cred? Aici la noi sunt mulți care sunt, cred. Da. Dar prin alte părți. Nu poartă mască, nu... Am auzit că tot satul a dat mășile jos, că au ce are prin măști. Și că sunt păcate porcării din alea ce vorbește lumea. Mai departe, într-un alt sat, oamenii sunt speriați. Un domn povestește că are o sifonărie și că oamenii nici nu mai vin din cauza COVID-ului. E rău pentru lume, domne, că lumea e bătrână și asta ne trebuie acum nouă. De unde a venit, de unde n-a venit, dar e foarte greu pentru lume, pentru că nu scade deloc, crește al dracului, crește mereu. Am văzut că cei în București e prăpătul lumii, pe aici nu prea este, că e lumea rară, că a murit lumea, nu mai e lume pe aici. Dar oamenii de aici ce părere au? Cred în cum? La fel și oamenii, când văd la televizor și la televizor îi lasă capul. Pe cuvântul meu, eu vă spun sincer, e ceva de groaza lumii. A intrat o frică în lume, am o sifonărie, nu mai vine nici lumea să mă încarce, nici un sifon de 2 ani de zile. De frică, nu mai vine nimeni. Suntem bătrâni, dar să știi că ducem frică. Ducem frica și la tineretul ăsta, mai de capul. Frica s-a instalat printre oameni, iar acest lucru nu este benefic. Această teamă poate duce și la alte complicații. Un lucru este cert, revenirea la normalitate este departe, iar până atunci recomandările sunt aceleași. Masca sanitară și măsurile de distanțare rămân principalul scut împotriva virusului.